Bună ziua! Astăzi m-am gândit să vorbesc un pic despre căderea Imperiului Roman. Dar întâi de toate să vedem de ce, care au fost cauzele care au dus la căderea Imperiului. Imperiul Roman știm că era imens, era întins pe 5-6 milioane de kilometri în toată Europa, în Asia până aproape la granița Persiei, până la granița Chinei, în Africa, nordul Africii. Ce mai era imens. Roma avea vreo 10 milioane de persoane. Dați seama, era o imensitate. Se construia prin anii 150, 200, 250, Coloseumul, faimoasele arene romane și toate cele templele dedicate, asta era înaintea erei noastre, lui Saturn, lui Marte, zeilor. Însă, principala cauză care a destructurat Imperiul s-ar putea să fie migrația goților. Goții sunt un popor migrator venit din Scandinavia. Din Scandinavia, din insula Gotland, unde probabil fiind mai frig și mai rău de trăit, s-au gândit să treacă în partea mai caldă, și din provincia Gotaland, din Suedia de astăzi. Coții, după ce au trecut ca Marea Nordului, după ce au venit din Suedia în Europa, s-au așezat în Polonia de astăzi, la gurile Vistulei. Apoi au trecut, au năvălit peste alte popoare și au ajuns până în Ucraina. Adevărul este că și prin România au trecut, mai ales prin sudul Carpaților, în țara românească, și până la nordul Dunării. După ce s-au așezat și au locuit o perioadă aici, încep să apară alte popoare migratorii. De acum le sufla în ceafă hunii veniți, un popor migrator veniți din stepele Mongoliei, veniți din Mongolia. Despre hunii o să vorbim altă dată. Goții erau o federație de popoare germanice sau triburi germanice, orientale, care au invadat Europa centrală și meridională în ultimii ani ai Imperiului Roman, începând cu secolul 3, în anul 200. Ei erau subdivizii tervingi, grutungi, ostrogoți, vizigoți și gepizii. Și, după cum spuneam, erau împrăștiați în Scandinavia, în Polonia și Polonia în acele timpuri, adică la începutul creștinismului, în anul 100-200, se numea Germania Magna. Adică Polonia era, se numea Germania, până în Sciția. Asta în mileniu 1, deci ei au pornit în mileniu 1 înaintea erei noastre, din Suedia, și până în secolul 4, după era noastră, reușesc să se stabilească până la granițele Imperiului Roman. După cum spuneam, pleacă din insula Gotland, din regiunea Gotaland, din Suedia. Istoricul Iordanes ne spune că goții au părăsit Scandinavia și s-au șezat în Polonia în secolul 3-4. Apoi trecând Dacia, în Sciția. Sciția este Ucraina de astăzi. Alt istoric, istoricul Pliniu cel Bătrân,
Ne spune că goții făceau parte din tribul vandalilor, iar în secolul 3-4 au declanșat declinul Imperiului Roman printr-o invazie, dar cum? O invazie controlată de Imperiul Roman, adică au cerut permisiune. Imperiul Roman era mereu în căutare de persoane, pentru că atât bolile, ciuma, holera, vaiolo, nu știu cum îi spune în limba română, probabil vărsatul de vânt, îi spunem noi. Toate bolile astea diminuau mult și armata și casele rămâneau goale. Așa că Imperiul Roman permanent era deschidea porțile migranților, migratorilor. Și cel mai mult îi punea în armată. Cei mai mulți migratori deveneau soldați. Unii ajungeau chiar generali, care luau câte un nume, deci numele său de familie, apoi punea numele împăratului care conducea în timpul respectiv. Aureliu, de exemplu, Aureliu, nu-mi vine acum un nume de-al lor, o să vedem, așa, în altă emisiune. Deci, în acest moment, când se declanșează această operațiune, împăratul Aurelian se retrăgea din Dacia în 271 după Hristos. Anul 200 divide tribul goților în două. La est rămân ostrogoții, care au format state puternice în Italia și Spania mai târziu. La vest, vizigoții. Sunt mai multe teorii despre declinul Imperiului și slăbirea Imperiului Roman. Unul din ei a fi faptul că Imperiul Roman susține ca teorie declinul s-ar fi datorat slăbirii structurii Imperiului. Adică nu, istoricul Eduard Gibbon susține că teoria declinului s-ar fi datorat slăbirii structurii Imperiului la care a contribuit creștinismul. Adică mulți din funcționarii împăratului, sistemului imperial, au lăsat funcțiile care le aveau în administrație, în armată, așa, și au trecut la religie, la creștinism. Poi mai era presiunea din afara imperiului, asta era în interiorul imperiului, schimbul de... Adică în interiorul Imperiului spunea că era migrația funcționarilor din sistemul imperial în sistemul religios. Și primejdea din afară era năvălirea popoarelor migratoare. Exact la început, exact asta vorbim. La început goții au încercat să forțeze frontiera, însă au fost respinși, uciși. Și în anul 378, în timpul împăratului Valentie, o solie a goților merg la împărat, care era antrenat într-o campanie în Persia, și cere voie să intre în interiorul Imperiului, pentru că ei știau, adică toți migratorii știau că în momentul în care intri în Imperiu, ai o casă, ai un serviciu, ai tot ce trebuie. Deci nu trebuie să mai umbli după aceea în căruță de aici colo să găsești ceva de mâncare, ceva de... Era o viață liniștită și sigură. Împăratul Valentie, cum permanent avea nevoie de personal, îi spunem noi astăzi, de oameni, din cauza, am mai spus, a bolilor care măcinau în antichitate populația, a permis intrarea lor în interiorul Imperiului. Goții erau concentrați în acel moment în Dacia și în nordul, în sudul Ucrainei, și toți vin... nu se știe exact câți erau,
se spune că ar fi 500, fi fost 500 de mii de oameni. Și cum podul de la Drobeta era deja stricat și nu mai era funcționabil, romanii au început să lege barcă de barcă până au trecut în Bulgaria și acolo în Bulgaria trebuia să fie din partea împăratului funcționari care scria cine intră. De obicei erau foarte multe familii, cu mulți copii, cu foarte mulți copii, puțini bătrâni și foarte mulți copii. Cum în Învălmășeala și în Îmbulzeala care s-a produs la trecerea Dunării, a mai fost și o furtună, au murit foarte mulți și s-au trezit la un moment dat romanii cu o mulțime de copii fără părinți, fără să știe de unde vin, a cui sunt. Și așa că soldații și funcționari au început să ia acasă câte un copil din ăsta got și cum sclavagismul era în floare, s-a pus pe picioare o adevărată industrie, îi spunem noi astăzi, de vânzare a copiilor ca sclavi. Văzând ei că trec și nu se mai termină, nu știm exact câți ori fi intrat, romanii s-au speriat văzând că în loc să se termine grupul foarte mare, grupul nici nu se cunoștea că au, nu era nici înjumătățit, să spunem. Așa că s-au speriat și au închis frontiera din nou. În momentul în care închid frontiera, câțiva încearcă, adică mai mulți războinici încearcă să forțeze trecerea. Ăsta sunt respinși. Acum să continuăm un pic să vorbim despre goți, să vedem care era organizarea lor, nu? Cum trăiau ei? Ei erau migratori, adică trăiau în căruță, cum spunem noi. În căruță dormeau, în căruță își petreceau, vă dați seama. Nu aveau un loc stabil, decât foarte puțin timp stăteau și în România au stat puțin, apoi vedem că trec în Imperiul Roman și la un moment dat împăratul Constantin cel Mare, cu scopul uniunii populației și oficializarea creștinismului, dă un edict. Edictul de la Milano din anul 313 și construiește o nouă capitală în anul 330, care este la Constantinopol. Încă nu asistăm la împărțirea Imperiului. Vă dați seama, oraș Constantinopol în anul 378 era centrul lumii orientale. Știm că acest imperiu rezistă eroic până în anul 1453, mai 1453, când turcii îl cuceresc definitiv. Însă până atunci să ne întoarcem. Imperiu așa. Și mai vine Teodorus, împăratul Teodorus I, care împarte imperiul între fiii săi. Avea doi fii. Unul l-a pus în Imperiul Roman de Apus, cu capitala la Roma, și unul l-a pus la Constantinopol. Nu? Împărat la Constantinopol. Aceste două mișcări, instaurarea tetrarhiei și împărțirea Imperiului, au fost primii pași spre declinul Imperiului. Decăderea morală a societății este și ea o cauza declinului. Decăderea morală, adică ce înseamnă? Oamenii
Nu mai erau chiar așa, din cauza corupției, nu mai erau chiar așa nici bogați, nici prea încântați de foarte multe lucruri. Dar ce pe plan economic sunt la pământ, conducători militari și nobilii romani nu se supuneau împăratului și asta este o mare problemă. Pentru că o făceau de capul lor, nu că ascultau de cineva. Apoi mai este și nemulțumirea, exact ce spuneam, nemulțumirea generală a populației. Multe personalități se declară la creștinism și migrarea, nenumăratele încercări ale popoarelor migratoare de a intra în Imperiu. Asta este foarte. Pentru că la un moment dat erau granițele foarte departe de Roma și trebuia mult timp să ajungă de la Roma, să spunem, până la Sarmizegetuza. Din cauza asta, popoarele migratoare atacau, de exemplu, cum au făcut hunii cu Dacia, și au alungat pe goți și vedem cum goții trec în Imperiu. Apoi, armata nu mai era disciplinată și organizată ca în trecut. Era fiecare făcea un pic așa, cam cum credea. Goții, acum să vedem cu ce se ocupau goții. Goții erau buni în creșterea animalelor. În special cai, nu? Pentru că ei, cum erau mereu pe drumuri, aveau nevoie de cai mulți și buni, care să-i înhame la căruță să le poarte bunurile, nu? Vedem și în ziua de astăzi cum nomazii pleacă dintr-o parte în alta. Așa erau popoarele nordice, germanice, așa erau goții, cu căruța, cu familia, în căruță, de aici, în partea ailaltă. Așa se trăia. Deci ei creșteau foarte multe animale, în special animale de tracțiune, cai și boi, apoi animale de mâncat, nu? Găini, ce mai aveau ei. Și erau foarte buni vânători. Clar că în momentul în care nu mai aveau ce mânca, trebuiau să vâneze o căprioară, un cerb, eu știu, ca să-și poată procura de mâncare. Cu agricultura nu se ocupau, pentru că ei, cum erau mereu pe drum, nu aveau un pământ stabil al lor. Însă erau buni meșteșugari, își fabricau armele, nu? Ca să fii un bun soldat, trebuie să ai și arme bune. Și erau buni meșteșugari, fabricau arme, fabricau și oale în care își făceau oale vase pentru a-și prepara mâncarea, nu? Acum nu mai știm cum era exact, cum mâncau cu degetele, cu bețișoarele, cu. Își țeseau și stofe, că de acum erau destul de evoluați, nu mai umblau în pielea goală. Ei erau grupați în ginți. Vorbim deci de primii ani din mileniu 1. Deci gințile erau organizarea de bază. Fiecare gintă primea anual o bucată de pământ. După anul 1, înainte era noastră, încep să se stabilească. Cum vedem că s-au stabilit mai întâi în Polonia, apoi s-au stabilit și în România și în Ucraina. Și după ce trec în Imperiu, și acolo, ei se gândeau că o să facă agricultură și acolo. Toți membrii ginții lucrau la o bucată de pământ pe care le-o dădea statul și erau conduși de sfatul bătrânilor. Rolul tribului. Tribul era o uniune de mai multe ginți, iar rolul său era adunarea poporului, condusă de adunarea poporului, la care participau toți bărbații înarmați și luau măsuri în problemele importante. Iar în timp de război, fiecare trib își alegea un conducător militar dintre vitejii războiului.
în timp, adică începând din mileniul 1 dinaintele noastre până în anul 378, când vorbim viața, s-a modificat foarte mult. Au început să extindă agricultura, din moment ce s-au stabilit în România, în Muntenia, și au luat pământ, făceau agricultură și aveau deja și unelte de lucru perfecționate și arme perfecționate. Apoi mai apare inegalitatea socială. Acum se separă bogații de săraci. Șefii ginților și conducătorii militari și-au însușit treptat bunuri din proprietatea comună. Aveau ogoare mai întinse, mai multe vite și luau partea cea mai mare și mai importantă din prăzile de război. Încep să se deosebească tot mai mult prin felul de viață de ceilalți membri ai tribului. Vedem că apare aristocrația gentilică sau nobilimea, cum o numim noi. Acum, ce se conduce nou din aristocrație? Se alege un rege și este condusă de un rege și condusă și de adunarea poporului. Apoi intervine în anul după era noastră, începe destrămarea comunei primitive. Comuna primitivă duce la o democrație, deci destrămarea comunei primitive, când toți erau egali, acum cu apariția aristocrației gentilice sau a nobilimii, nu mai sunt egali toți și apare o democrație militară. Regele este conducătorul suprem, iar sfatul aristocrației își are și el rolul. Mai este și adunarea poporului, care încet, încet este îngrădită de puterea regelui și a aristocrației. Aici ajungem la momentul în care ne interesează. Aristocrația gentilică, dornică de cât mai multă putere și bogăție, atacă triburile vecine. Și în 378 atacă și Imperiul Roman. Adică nu în mod direct. Mai întâi ei intră toți, jumătate din câți vroiau să treacă, intră în Imperiul Roman. Acolo, pe fondul nemulțumirilor, că sunt ținuți până și-au consumat toate rezervele care le aveau ei și tot făceau cadouri generalilor și așa, s-au supărat și-au scos armele. Și în momentul în care începe un război între toți militarii care au venit, toți militarii goți care au venit în Imperiu și Imperiul Roman, învin goții. Interesant, în mai multe bătălii, goții reușesc să destrame, deci aceste bătălii se dau într-un timp mai lung, până în 476, știm că în 476 cade definitiv Imperiul Roman de apus. Dar până atunci, goții tot se luptă și tot nu își fac treburile lor. Acum Imperiul Roman, după 100 de ani de lupte interne, pentru că aici vorbim de lupte interne, și de faptul că din afară hunii amenințau să năvălească și ei în Imperiul Roman, în 476 Imperiul Roman de apus cade. S-a terminat cu faimosul Imperiul Roman. Acum se împarte mai multe regate, ducate, principate și este condus de un rege, principe, duce, care fac reguli, legi, totul
Imperiul Roman este mort.